Nu cumva facem lucrul Domnului în bajocură noi și ne uităm chiar de la începutul creștinismului nostru. Ne uităm la primii creștini, cum fugeau aceia de toate sărbătorile păgâne, de toate prancile păgâne, de toate obiceiurile care erau atunci, cum căutau să înlocuiască chiar sărbătorile cele păgâne cu cele creștine. Se rânduiau în vremea respectivă de către biserică, chiar în momentul când erau sărbători mai dezmătoate ale păgânilor, se rândeau sărbători bisericești, pentru ca nu cumva creștinii, iată, să fie puși, în loc de a fi la masă lui Dumnezeu, să fie puși la masa dracilor. De aceea, astăzi, se întâmplă exact invers. Lucrătorii care se consideră via Domnului și care nu conștientizează gravitatea păcatului, încep să înlocuiască sărbătorile creștine cu cele păgâne. Și auzi, ba de Dragobete, ba de Sfântul Valentin, ba de 1 iunie, ba de 8 martie și așa mai departe. Toate care sunt sărbători păgâne, sărbători diavolești, n-au nicio legătură cu biserica. Un cult al omului, este pus omul în centru, în loc să fie pus Dumnezeu. Dar chiar sărbătorile creștine, Paștele și Crăciunul, care sunt cele mai importante ale creștinismului, au ajuns să fie așa ca un fel de, să spunem, un fel de ridicol, un fel de petrecere în această lumească. Se știe, nu se prea știe prea mult despre nașterea lui Hristos sau despre învierea lui Hristos, ci oamenii se pregătesc pentru luna cadourilor. Oamenii se pregătesc atunci pentru că trebuie să vină iepurașul sau trebuie să vină Moș Crăciun. Mai, cu câțiva ani mai numai vinea Moș Jerilă și tot așa mai departe. Și ei știu că este iepurașul și luna cadourilor. Nu înțeleg ei slujbă, spovedanie, post înainte, pregătire, toate celelalte sufletească, acestea nu se prea înțeleg în societate. Și iată, se transformă încetul cu încetul chiar sărbătorile creștine în sărbători păgâne. Creștinii, la ora actuală, nici nu conștientizează, mulți dintre noi, gravitatea aceasta păcatelor. Nu conștientizăm. Și facem lucrul Domnului, cum am spus, cu bajocură. În bajocură îl facem. Ne uităm chiar de la